dare matita e straordinario. In consultare la comunque di presenza risulta che si presenta un precio consiglio di avvocati, sento domini che ti ho arrestato su Oriente, quasi mi è venuto qua, su Oriente, in cura in quasile, prima non ho di testa, stato dare și spate ce pe lucrări. Așa cum ați luat la cunoștință, în proiectul ordinii de zi au fost inserate două proiecte de hotărâre, cel privind aprobarea raportului de valoare a terenului în suprafață între 2417 metri pătrați și cel privind aprobarea timpului solicitantului privind regimul finanțării nerambursabile din bugetul local al Comunei Dus, alocate pentru activități non profit de interes local pe proiectul social de anul 2021, am primit proiectul de hotărâre privind avizul comisiilor de specialitate și informare pentru întâlnirii dezbătute în cadrul ședinței de astăzi. Dacă nu sunt alte discuții, supun la aprobare din avansul proiectului ordinii de zi, cum am prezentat, cine este pentru? Toată lumea. Care dacă și nu sunt alte proiecte să respectați despre prevederile realizate cu privire la conflictul de interes, iar dacă nu se vor consilia local care are un interes personal sau o problemă, se dezbate în această zonă, să anunță acum de treabă să nu facă procesul de fapt. În caz că nu sunt astfel de condiționări, dau cuvântul domnului președinte de ședință. Bună dimineața! Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului suprafață de 2417 metri pătrați, având număr cadastral 65317. Comisia. Favorabil. Domnul primar. Este vorba de terenul unde sunt amplasate baziile de apă față de împrejurile existente. S-a mai lărgit suprafața de acest raport de evaluare. E vorba de 2500 de metri, astfel încât să fie spațiul necesar ca să fie amplasată o stație de colenare și filtrare. Știți că ședința trecută sau două ședințe, am aprobat un proiect de hotărâre pentru foraje și să punem problema ce facem cu baziile de acoperire. Am găsit o sondă de la Petrom, anulată în CEI. Am luat legătura cu cei de la Mazarine pentru a-mi da fișa tehnică să vedem dacă au dat de apă sau nu. Au forat 300 și ceva de metri, nu au găsit fir de apă. M-am interesat la Mănăstirea Cașin. În trecut au făcut și 6 foraje de mare adâncime. La fel nu au găsit apă deloc. În condiții de astea, a și plouat în ultima vreme. Nu am mai forat ca să nu cheltuim banii în zadar. Am zis să mai așteptăm, să vedem. Pe de altă parte, ultimele trei buletine de analize la apa de la rețeaua publică, nu au mai ieșit clorul. Ceea ce este foarte bine și asta ne împingea pe lângă o altă sursă, pentru că procesul de eliminare a clorului este foarte costisitor. Avem în vedere, o să discutăm cu proiectantul, dacă e să stabilim să cumpărăm și stația de filtrare, o stație de clorinare va fi obligatorie da, pentru actuala sursă. Și avem în vedere să discutăm să prindem stație și procesul acesta de clorul. Probabil, în timp, există fluctuații. Pentru că și cei de la DSP ne-au spus să urmărim cel puțin 2 ani de zile dacă vrem o sursă nouă de apă, ca să vedem evoluția calității apei, pentru că ea variază, nu este aceeași calitate totdeauna. Cu acest pas pe care îl facem înainte, astăzi sper să aprobăm proiectul de hotărâre pentru privind aprobarea raportului de evaluare, să închidem o etapă care ne-a ținut ani de zile pe loc pentru a avea apă potabilă și să cumpărăm terenul de la SECE următor. Am avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu reprezentantul lor. În principiu, nouă dată la voi, sunt în continuare
este un mare pas înainte pentru că deblocăm o situație care ne-a ținut pe loc ani de zile. Și, bineînțeles, să reușim să avem și noi aportabilă și să nu mai stăm în frică că se mă numește dumneavoastră pe urmă de la DSP. Dacă sunt întrebări, punem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile prin bugetul local al Comunei Hoitor, județul Bacău, alocate pentru activități non-profit de interes local, proiecte sociale, pentru 2021. Comisiile. Este o documentație în completare a celor pe care le-am aprobat până acum. Am venit doar pe partea socială. Legea ne permite să finanțăm și activități pe mediul cultural și tineret. Din lipsa timpului am făcut doar pentru partea socială și, bineînțeles, și conform bugetului aprobat. Îmi doresc foarte mult ca ONG-urile din localitatea noastră să fie vizibile în comunitate. Fiecare au activitatea lor în spațiul lor. Dar cred că e nevoie să îi sprijinim. Cu mult, cu puțin, cât reușim. Pentru ei este important să știe că autoritatea publică locală este un sprijin și un obiect. Banii, știți, am aprobat pentru fiecare, adică pentru fiecare an, 60.000 de euro, amintesc, nu? Dar 60.000 de euro, va fi concurs, se depun proiecte, există o comisie care va analiza. Sperăm ca proiectele depuse să fie bune și eligibile la finanțare. Cum scrie la cuvânt? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Alte discuții? Încheiem ședința. Lași ce încheiem. S-a tăiat asfaltul. Nu s-a încheiem de la urmă cu tăia. S-a rămas așa. Unde? La ajutări. Cum faci și oțeaua cu urmă? S-a decupat de asta, pentru că s-a acționat la urmă cu tăia. Vă mulțumim frumos.